Bă, și am avut o problemă la canalul de YouTube, mi-au închis canalul de YouTube fără niciun motiv, ăștia de la YouTube și așa. Mi l-au deschis după 2 săptămâni, tot la fel, fără niciun răspuns, fără nimic. Nu, okay. Aveam strike-uri, nu aveam nimic. Noi nu ne cunoșteam, nu aveam okay. nicio treabă și tu ai intrat pe live la tine și le-ai zis oamenilor, bă, abonați-vă că e foarte nașpa, că ai închis canalul de YouTube. Mai întreabă oameni, domne, câți bani faci din YouTube? Dar cel mai important este că plătim taxe și că sunt bani făcuți legal, că oamenii au impresia. Dacă... Deci știi care e treaba? Că ne mai jură oamenii. Bă, dacă aș ști câte taxe plătesc. Mamă. Și țin minte că am pus story-ul, au trecut 30 de minute și îmi vinde și îmi zice cineva, vezi că l-a promovat și nu mai știu cine. Nu mai știu ce youtuber mare. Așa. Și Andy Popescu parcă și vezi că este țeapă. Mamă, instant am șters. După mi-am dat seama că era de fapt, nu știu, era rus sau ceva de genul, dar vorbea română. Am refuzat de la o oarecum o casă de pariuri. Pe lună 30.000 de euro. 30.000 de euro îi aveam garantat în fiecare lună timp de 6 luni, 180.000 de euro. Am mai verificat o mașină și astăzi pe car vertical, de data asta trimisă de voi. Avem un Audi A8 cu kilometrajul ok, nu a fost furată, dar are accident și nu a fost taxi. Hai să vedem kilometrajul, cam astea sunt informațiile pe care Car Vertical ne oferă pentru kilometri. Până la 136.000, în luna 4-a 2023. Avem informațiile mașinii, Audi A8 sedan 2012, motor 4.2 litri, benzină automată, în fine. Și avem poze cu downamp. Toată partea din față vedem că a fost afectată, din fericire nu a sărit airbag-ul, dar vedem că mai are și ceva erori pe aici. Doar că vânzătorul susține că nu a avut niciun accident și 100% bara din față a fost schimbată. Vânzătorul ar trebui să recunoască dauna respectivă. De aceea vă recomand de fiecare dată să verificați mașina pe Car Vertical folosind codul Marius Cătălin pentru reducere de 20%. Vin în Craiova, merg cu Porsche ăsta și nu-mi vine să cred cu cine am putut să mă întâlnesc, să fie el Bercea. Să fie chiar el. Domnul Bercică, te pup, ce faci? Uite, vă așteptam aici la o tură, că dacă ai mers cu Turbo GT-ul, să îți arăt aici o adevărată bestie. O adevărată bestie, da. Hai să vedem. Salut, dragi, am bun și bine v-a regăsat la un nou episod din La O Tură, episodul numărul 5. L-am alături de mine pe Bercea. Te-am pupat. Te salut, Bercea, am venit până la Craiova să dăm o tură cu mașina, cu Audi cunoscutul Audi A8. Ma, nu știam că e scris Mr. Bercea aici. Da, e specially made for Mr. Bercea. O comandă specială de la Audi, de reprezentanță când ai luat-o. Da, numai eu și cu Ciria, că ce mai avem așa, că în rest, nu mai are nimeni. Ne punem centura? Ok, da. Pune, da. Okay. O punem siguranța pe primul loc. Că nu se știe, deși iau, te punem centura, da, hai să arăt ca să facem ca lumea. A, vei de ăla. Nu l-a pus acum să facă gluma asta. Îți dai seama, Nu, că ăsta e al doilea, că am mai stricat unul. Bă, nu, în oraș trebuie să recunosc că nu prea o pun, știi? Dar în mod normal, în afară chiar o pun. Deci în afară nu merg fără centură, când îți dai seama, mergi cu viteză, e cu totul altceva, n-ai. Da. Ai avut ceva accidente? Cu asta? În general, tu. Bă, mici incidente, două, trei au mai fost, dar unul mai grav a fost când a oprit unul la stop. Eram cu seria 7-le și mi-a dat în spate și mi-a rupt toată puntea spatele la mașină. Ăla a fost cel mai grav și asta a fost singura dată în viața mea când am refuzat o poză. Pentru că, gândește că eu eram acolo în intersecție, mașina praf, cu roata sub ea, lume, îți dai seama cum se uită toată lumea, poliție și vine un copil, vrei să facem și noi o poză. Și am fost, băi frate, lasă-mă-n pace, nu vezi că sunt amărât, sunt vai de capul meu, sunt... Și na, atunci chiar am refuzat o poză, știi? În rest n-ai refuzat niciodată? Nu refuz niciodată. Că nu pot, că n-am timp, le zic hai repede sau scuză-mă, n-am cum. Dar să zic eu, bă, nu vreau să fac poza niciodată, nu, n-am cum, îmi pare rău să refuz. Adică mă pun și pe mine în situația lor, pentru că poate dacă l-aș vedea și eu pe Ronaldo pe stradă și aș vrea o poză, probabil, într-un fel, l-aș înțelege, știi? Pentru că dacă eu mă simt uneori că, uite, nu poți să mergi în mall să mănânci că vine cineva să-ți facă o poză, asta, știi? Nu că m-ar deranja, dar el care, vorba aia, face, dacă ar merge pe stradă, ar face dintr-o oră, ar face 300 de poze, înțelegi? Da, 100%, da. Deci oarecum l-aș înțelege. Păi la fel și eu, mai zic, dacă mănânc, de exemplu, am văzut odată, filmam o campanie la un restaurant, în fine, foarte cunoscut, la un fast food foarte cunoscut. Okay. Filmam o campanie, terminasem de filmat și chiar stăteam la masă să mănânc să plec. Și la fel vine un băiat la mine, salut, putem face o poză? Zic că da, imediat. Băi, și chiar atunci băgasem ca lumea, că mă și grăbeam să plec, am zis, mamă, mănânc repede și plec. Eram plin, nu peste tot de mâncare,
Și spune, hai să facem o poză și mi-a ținut așa telefonul fix când eram cu mâncare tot. A, pe astea la masă și e. Și zic, bă, stai așa, puțin să termin, stai un minut, două minute. Dar uite, am avut și îi apreciez foarte mult pe cei pe care îi văd, știi, că stau undeva, se uită, văd că mănânc și așteaptă. Și când văd că am terminat, atunci vin își cer scuze și zic că au văzut că mâncam și n-au vrut să mă deranjeze, ceea ce mi se pare foarte frumos din partea lor. Adică dau dovadă de o bună creștere, n-ai ce zice. Sau mai vin tot așa din categoria cu persoane care mai deranjează așa, mai vin uneori și zic tu ești ăla. Nu? Da, da, e bine, sunt mulți care. Nici nu mai vine să mai faci poze când luați. Bă, tu ești la faci treabă, ceva, vin încoa, da, fac poze indiferent dacă știe. Mulți vin, uite, mi s-a întâmplat de exemplu, vin foarte mulți și dacă văd că se strânge foarte multă lume sau că sunt câțiva, vin și ei chiar dacă nu știu cine ești, dar vor și ei poză. Asta se întâmplă mai mereu. Da. Mulți îmi zic, mai ales că, îți dai seama, te mai văd pe la fast food-uri, pe, nu știu, sau nu știu pe unde sunt. Vine câte cineva, hai să facem o poză și automat mi s-a întâmplat să fie o doamnă mai în vârstă și mai cu tupeu așa. Auzi, da, tu joci la Craiova, nu? Îți dai seama. Da, ai fața așa de fotbalist. Ah, da, oarecum. Fizicul nu prea mă ajută, că fața o am. Chiar ai apuzit aseară ceva la picioare, ai zis că te-ai lovit? Da, am făcut o mică ruptură musculară și culmea e că astăzi am primit un telefon. O invitație să iau parte la un meci caritabil, chiar într-o săptămână. Un meci de fotbal între influenceri și din păcate nu știu dacă pot să mă duc pentru că deja mă doare foarte rău piciorul. Mâine o să mă duc și eu la medic să văd care este problema, dar clar o să-mi zic că să iau repaus măcar 2-3 săptămâni și nu cred că o să pot să mă duc. Dar în caz că mă refac miraculos, clar o să mă duc, că este și fotbal viața mea și doi la mână. Este caritabil și îmi place foarte mult să fac chestii de genul, știi? Că până la urma urmei noi prin ceea ce facem avem oarecum o influență mai mică, mai mare și e un lucru foarte frumos să ajuți. Da. Și văd că e consumul cam mare. De ce motor ai mașina? 3 litri diesel, asta e consumul pe oraș așa, adică nu mai puțin. Bine, nu te gândi că e ceva standard. Ia mod normal, să zic așa, consumul ireal pe oraș este 12, iar prin afară 8, cam așa, adică nu. Okay, mai puțin, okay. Acum arată așa că nu e nici pe o distanță foarte mare, e pe 11 km, vezi? Nu s-a format media. Da, nu s-a făcut, adică n-ai pe ce, că uite, așa, pe ultim, de când s-a rezistat pe 240 de km, am 96, dar am mers vreo 100 și ceva în afară, știi? Am avut acum, când am venit de la mine până aici, la Craiova, 6.2, o sună. Pe ce mașină ai? C-Class 2015, are motor 2.2. Da. Super ok, cum sună. Super, okay. Da, nu știu, n-aș mai lua mașină cu motor sub 3 litri. De ce? Adică gândește că și asta acum mi se pare că uneori, băi, vreau ceva mai puternic, vreau. Bine, eu am și, deci ca să dai seama, mie frică de viteză, dar îmi place să am putere. Este așa că 200 la oră și au luat ce fac ceva. No, gândește că asta cel mai mult cred că i-am dat dintr-o neatenție, adică nu te gândi, m-am luat la vorbă pe autostradă și m-am uitat în bord că nu activasem pilotul, aveam 180 și am zis, bă, stai eu puțin ce fac. Eu de două ori în viața mea am mers mai tare pe autostradă și de două ori am dat radar, așa că... Ai luat fără permis de fiecare dată? Nu, niciodată, nu am avut permisul niciodată, pentru că eu de fiecare dată când mă oprește poliția, eu știu ce fac. Îmi zic, uite, ai făcut asta, da. Nu, niciodată. Dar de fiecare dată când mă opresc, îmi zic, uite, n-ai avut centura, uite, ai depășit, ai tărat, dar frumos. Și eu le zic, da, că mă întreabă pe la obiecții. Ai ceva de obiectat? Și zic, nu, asta e legea, am greșit, ce să mai zic. Da, normal. Știi, da, și de fiată, deci, dacă nu-mi dă avertisment, ceea ce mi s-a întâmplat de foarte multe ori să scap doar cu un avertisment, îmi dă minimul gen 150 de lei în 15 zile sau ceva de genul. Deci niciodată n-am întâlnit vreun polițist să mă ardă, să mă facă praf, să îmi dea, nu știu, maxim. Niciodată. Că mai am prieteni care sunt mai tari în gură și s-a întâmplat să primească amenzi de câte 3-4 mii de lei. Păi eu dacă zic, asta e legea, am greșit. Adică niciodată în viața mea nu m-am luat în gură cu un polițist, că, mai ales că ei nu te opresc degeaba și știam și știu de fiată când greșesc. Dar asta e legea, plătesc, nu e nimica, dar nu... Da, nici eu nu mă cert, recunosc, asta e. Adică m-au văzut, uite, trebuie să recunosc că am întors pe dublă linie în fața lor, m-au oprit, îți luăm permisul, asta e legea, am greșit. Ce bine, hai, ia aici avertisment, dar data viitoare să ai și tu grijă. Păi mulțumesc și asta este, înțelegi? Da, și eu fac exact la fel. Nu e bine, mai ales când greșești, că, uite, o singură dată
Ba nu, mint, m-am luat în gură cu un polițist pentru că am oprit la bancă să scot niște bani și eu n-am văzut indicatorul că era oprirea interzisă, că era ascuns într-un pom și m-am gestat cu el. Nu există, unde scrie? Și mi-a arătat pe uite acolo. Ah, atunci, să mă iertați. N-am văzut. Aha, am înțeles. Da, nu m-am certat, nu m-am luat niciodată cu ei. Da, v-am mai puțin să vorbesc frumos și să-mi vorbească urât, asta am puțin de foarte multe ori. De foarte multe ori să-mi vorbească de sus asta, dar n-are rost, că până la urmă urmei și dacă îi vorbesc urât, ce rezolv? N-ai ce să rezolv și în viață, oricum asta se aplică oriunde și oricând. Dacă vorbești urât, n-ai nimic de câștigat în viața asta, niciodată. Eu n-am întâlnit vreo situație în viața mea în care să zic, băi, am vorbit urât și am avut de câștigat, da, niciodată. Da, dar da. Știi că și vorba dulce mult aduce și așa o să fie în viața așa, mai mereu. Chiar așa. Mi s-a întâmplat de multe ori mult să-mi vorbească de sus și nu neapărat a poliției, și în magazin. Eu de viață când intru în magazin, băi, cât de înțepat o văd, cât de adreac o văd pe vânzătoarea aia, eu vorbesc să rămână, vă rog, mulțumesc. Da, o zi frumoasă. Da, niciodată, chit că mi-a vorbit urât, chit că nu știu ce, nu mă interesează, că știi care e treaba. Păi înțelegi, pentru că poate are multe ore de muncă acolo, eu, că mai se plictisește sau ai o zi mai proastă, că și eu mai am zile proaste, înțelegi? Asta ca orice om. Gândesc, că vin unii, poate vin clienți, nu vin toți ca noi, vorbim bună ziua, o zi frumoasă, nu știu, vin și oameni, că dăm și mie aia. Sau, a, câți nu văd în fața mea, dăm și mie aia, da, sau da. Chestii de genul, știi? Și mi-e spără, stai bă puțin, sau eu nu suport un lucru, mie mi se pare grețos și nu-i suport pe oamenii, deci... Mai am cunoștințe cu pe care mai ești la o masă, la un restaurant, la un chef, o masă mai mare. Și e un ospătar care e un băiat mai simplu sau o ospătăriță. Bă, adu-mi și mie aia sau nu știu ce, du-te dracu de aici, cum să-i vorbești mai așa unui om care până la urmă te servește la masă, te asta. Tu îi vorbești urât că îți dai seama că te-a servit el și el e mai jos. Dar poate nu e mai jos și ei de fapt erau mai jos normal, decât. Normal. Dar până la urmă nu e vorba că e mai jos. Și eu văd că problema e că oamenii au impresia că li se cuvine, știi? Da. Asta că, bă, mă duc la restaurant, păi sunt servit, frate. No, eu magazin, nu suport. Păi, nu știu ce. Gen, au mentalitatea asta că totul li se cuvine lor. Le vorbesc frumos, chiar dacă vine și mi-aduce mai greu sau mi s-a întâmplat să uite. Păi zic, asta e, dacă a uitat și adoră, nu e nicio problemă. Oricum îi lasă acolo un 10, 15, 20 de lei și n-ai, frate. Păi da, pentru că, până la urma urmei, pentru noi, poate nu stă așa de mulți bani, dar pentru unul care stă pe 2000, 2500 de lei, să-i dai un 20 de lei, uite și-a scos și el drumul de la muncă și până acasă. Da, se bucură. Da, clar, cum se bucură. Uite, da. Uite, am fost acum în Bali, băi frate, și le lăsam ciubuc în banii lor, nu știu să spun, 5 lei, 6 lei. Băi, se bucurau și erau un al nouălea cer, pentru că acolo salariile erau 150-200 de euro maxim, știi? Într-un caz bun. Dar atât de primitor și am învățat atâtea chestii de la ei, pentru că erau foarte buni ca oameni, foarte... Puteai tu să-i zici, bine, nu a fost cazul, dar zic așa, ca și exemplu, că am mai văzut unii care le vorbeau mai urât, mai nu știu cum. Puteai tu să-l și înjuri, el îți mulțumea, îți vorbea frumos, umil. Deci, foarte, da, bine, foarte amărâți. Foarte amărâți. Am văzut că ai fost în Bali, ai făcut ceva, un experiment, ceva? Da, am fost într-un proiect, Dharma Project se numește, Sorin este cel care face aceste retreat-uri. Practic, sunt niște retreat-uri pe care el le face în diverse țări, nu numai în Bali. Iar tu oarecum te lași purta de el, știi? El aranjează obiectivele turistice, adică practic tu nu prea te duci acolo, bine, în cazul nostru. În mod normal pentru persoanele care se duc și plătesc normal, te duci și la relaxare, dar te duci să și experimentezi chestii noi. Uite, noi am fost și am trăit, de exemplu, gândește, astăzi eram și plantam orez și muncă, frate, adică am luat-o de la zero, adică ne-au dat un câmp cu orez pe care să-l plantăm de la zero, adică să facem exact cum fac ei. Ei ne-au învățat ce trebuie făcut, am învățat să plantez și orez și e foarte multă muncă. Deci gândește că e muncă, intri noroi până la genunchi și săracii de ei stau acolo. Wow. Ca și chestie, să-ți dau așa un mic spoiler, pentru că am și filmat pe acolo. Gazda care ne-a primit la vilă, una din angajatele ei pe acolo făcea parte din familia asta, ei fiind o familie de fermieri. Și i-a zis, bă, uite, avem un grup, vor și ei să vadă cum e. Cu câteva zile înainte, li s-a stricat tractorul. Bine, tractor e mult spus, era o improvizație acolo de chestie care te ajuta să bagi nămolul ăla pe la fund. Săracii de ei,
costul de reparație era 1.600.000 de rupii, adică nu știu, undeva la 4-500 de lei, înțelegi? Ceea ce e foarte mult pentru ei, enorm de mult, o sumă mare. Salariu. Jumătate de salariu, cam acolo. Da. Salariu care este angajat, pentru că marea majoritate nu stă angajat, sunt muncesc ori cu ziua, ori fermieri și salariile sunt mult mai mici și e venitul lor. Băi, și săracii de ei, nu știu de unde au făcut rost de bani, l-au reparat ca noi să avem o experiență, să putem să ne facem treaba, dar noi n-am știut treaba asta. După ce am plecat, îți dai seama că pe lângă faptul că i-am și ajutat cu munca, le-am și lăsat undeva la 1.800.000. Și să aflăm după că de fapt ei au fost banii de reparație, adică noi i-am ajutat direct cu banii de reparație a tractorului fără să știm. Ceea ce mi s-a părut un lucru foarte frumos, ca să vezi cum lucrează Dumnezeu. Da, foarte frumos. Și cât timp ai stat acolo? Bă, vreo 10 sau 11 zile, ceva de genul. Și în fiecare zi diferite activități? Da, am fost pe munte, am urcat, am dormit 2 ore. Numai activități. Este obositor, dar e chiar o experiență. Deci, adică aveți telefoane și chestii. A, da. Nu se punea problema, dar aveai foarte multe chestii de făcut. A fost o experiență de viață, știi mai mult. Practic, America Express. Ceva oarecum. Dar gândește-te că am trăit printre ei, adică n-am stat în Bali. Am stat undeva într-un sătuc, am trăit printre ei, am mâncat cu ei la masă, am mâncat din mâna lor. Adică și chiar a fost foarte frumos. Tare de tot. Vreau să zic ceva ce voiam să menționez la începutul clipului, dar am uitat să zic chestia asta. Acum vreo, nu știu să zic, 2-3 ani sau 4, nu mai știu, aveam eu canal de YouTube, aveam vreo 300 și ceva de mii de abonați. Nu știu, cât aveai tu acum 3-4 ani? Top acolo, cred că eram toți cam la fel în zona. 3-4 ani, se poate, 4-500 de mii, cred. Acolo, da, cred că erai puțin mai mare decât mine. Se poate, nu știu, actual, nu momentul știu. Respectiv. Bă, și am avut o problemă la canalul de YouTube, mi-au închis canalul de YouTube fără niciun motiv ăștia de la YouTube și așa. Mi l-au deschis după 2 săptămâni tot la fel, fără niciun răspuns, fără nimic. Nu, okay. Aveam strike-uri, nu aveam nimic. Și văd că nici nu-ți mai amintești chestia asta. Mai mulți youtuberi, prieteni de-ai mei, postau chestia asta. Bă, abonați-vă la noul lui canal de YouTube, nu știu ce, că i-a închis canalul și mai departe. Și mi-amintesc că tu erai pe un live când mi-au trimis oamenii după. Noi nu ne cunoșteam, nu avem nicio treabă și tu ai intrat pe live la tine și le-ai zis oamenilor: "Bă, abonați-vă că e foarte nașpa, că e închis canalul de YouTube." Pe bune? Foarte, da. Nu mai țin minte. Și chiar vreau să zic că apreciez foarte mult chestia asta și ești... Mersi. Bă... Abonați-vă și voi acum la Vercea, că a fost un gest foarte frumos, că nu ne cunoșteam, nu aveam nicio treabă. Știi cum e? Eu făcând treaba asta, știu cât de greu este și știu că noi cei care avem aceste sume de abonați, aceste cifre, o parte dintre noi trăim direct din asta. Eu trăiesc doar din asta. Și la fel, da. Bine, ulterior am investit în niște business-uri, dar da. O mare parte din asta, da. Bun, și îmi dau seama, gândește-te la un om care astăzi câștigă un ban, se bazează pe ceva și mâine se trește fără nimic. Deci, în primul rând, te pui pe tine în situația și îți dai seama că ar fi horror. Și la rândul tău ajuns, pentru că știi care e treaba. Nu, bine, nu trebuie să te gândești că, Doamne, ajută acum, că o să mi se întoarcă și mie. Nu, dar e bine să faci bine. Că dacă faci rău, eu am o problemă. Eu nu suport persoanele care fac rău. Eu dacă am și cunosc pe cineva și am aflat că... Da, în fine. Așa este pe la Craiova. Dacă mergi mai legal, nu e ok. Dacă am avut, că zic că am avut sigur, persoane și le-am văzut că au făcut rău în mod direct, intenționat, din secunda aia ai terminat-o cu mine, deci nu există să am în anturaj o persoană care face rău. N-ai cum să te gândești în viața asta că vrei să faci rău cuiva. Nu există să gândești treaba asta. A, că ai făcut, Doamne ferește, bă, uite, am făcut accident, n-am fost atent, am dat în ăla, Doamne ferește, se mai întâmplă. Da, dar nu poți să fac, să îți dau țeapă sau să-mi doresc să ți se închidă contul, să-ți dau report sau chestii de genul. Nu e. N-aș fi făcut așa ceva și n-aș face în viața mea așa ceva. E radar ăsta? Nu. Da, nu știu, am apreciat foarte mult că nu aveam absolut nicio treabă și așa, nu vorbeam nimic și mai ales că YouTube-ul, oamenii în general de pe YouTube oricum sunt mai așa cu promovări, cu chestii de genul, oricum și oamenilor le recomand la fel să nu se focuseze sau să se bazeze pe promovări. Promovarea e zero. Eu am făcut și eu la un moment dat promovări, pe la început, când luai 10 sau 20 de euro. Și ți se păreau bani. Atunci erau bani. Când eu făceam $100 din YouTube sau 200 maxim
și mai făceai câte o promovare de 10 euro, erau 50 de lei din care băgam benzină în N46, înțelegi? Și mă mai plimbam 2-3 zile. Te simțeai ca țiriac. Și ai ce? Era când, deci când vedeam o promovare, gata, mă mai plimb 3 zile cu mașina, știi? Și dar am renunțat să fac când mi-am dat seama, bă, dar nu ajută cu, cu nimic, le iau banii degeaba și n-am mai făcut. Și mă roagă și acum primesc donații pe live-uri, pe asta, sau cât mă costă o promovare, prieteni care vor să bă, nu are rost, fă-ți tu, uite, ai TikTok, ai Instagram, curilor, ai atâtea chestii prin care tu te poți promova singur, că n-are nimeni cum să te promoveze mai bine decât te-ai promovat tu singur. Este imposibil. Eu, dacă cineva ar face promovare, nu știu, uite, noi doi plus încă 10 youtuber pe lângă noi, n-ar face nimic. Zic că face 1000-2000 de abonați, dar le-ați morți. Pleacă. Sunt nici ca nu se uită, nici nu. Eu îi numesc clienți falși. Vine, da, se abonează, exact, dar nu se uită, că da, nu se uită, da, că da, nu-l interesează. El s-a abonat la tine că ți-am zis eu, nu că ar fi interesat. Da. Sau în schimb, să ai 12 promovări, faci un clip bombă rău de tot, sau faci 100 de clipuri, până la unul trebuie să-ți bubuie. Și poți să bubui de la clipul ăla, să ajungi foarte, foarte, foarte departe. Dar oamenii văd chestia asta, bă, promovare. Da, promovare. Bă, frate, nu mai merge cu promovarea, promovare zero. A, promovare la anumite produse, da, pentru că, uite, eu nu promovez chestii pe care nu le folosesc. Uite, de exemplu, în viața asta, o singură dată am făcut o prostie. Nu e prostie. Am promovat, aveam 18 ani sau 17 ani, deci ce ani, pe vremea când erau banii pe YouTube, se făcea, uite, că eu am și o chestie pe care o zic, știi că mulți zic, uite cât YouTuber stă acum. Păi da, dar vezi că dacă ar mai prinde vreun YouTuber 2008, cum a fost prin 2018 sau 2017, spun eu că nu știu câți youtuberi ai mai vedea. Pentru că eu atunci... Bune, nu se făceau bani deloc. Nu se făceau, frate, a fost o... Gândește că eu în primele două luni de YouTube am făcut $60 sau ceva în de genul. În primele două luni? Da. A, păi vezi că tu ai fost tank. Eu am prins în perioada când începuse să se facă. Bine, $60 pe 2 milioane de vizualizări sau ceva de genul. Înțelegi? Și... Păi, dar tu ai bubuit repede, înseamnă. Da, păi m-a ajutat Andy, mi-a făcut atunci promovare, am făcut 7000 de abonați, atunci chiar erau, dar fiind și oarecum eu apărând de foarte multe ori în clipurile lui, deja lumea deja, păi mă știa, adică nu mai era o problemă, bă, eu promovez un necunoscut, eu promovez... Doar ce-ai deschis un canal, da, și veniți la mine. Că da, eu oricum filmam cu el și am făcut 7000 de abonați și în fix un an am făcut 100.000, în fix un an de YouTube. Mamă, eu în primii 2 ani am făcut 15.000 de abonați, în al treilea an am sărit în 300.000 direct, că am venit cu niște idei bombă rău de tot. Și așa, dar primii 2 ani, 2-3 euro pe lună făceam și băgam în LOL, în jocuri, în chestii genul. Da, prima prostie, oare m-a fost două, da, aproape. Una am făcut-o pe la 17-18 ani, când m-a căutat unii să le promovez un site din ăsta în care tu deschideai niște căsuțe și primeai drone. Da, la fel și eu. Ideea este... Nu prea și eu cu ei, dar chiar am mai vorbit oricum despre subiectul ăsta, despre... Nu, dar eu vreau să recunosc. Eu atunci am luat 7 sau 800 de euro, echivalentul a banii 2-3 luni de YouTube. Pentru ei erau bani. Și site-ul nu era țeapă, că ei îți trimiteau produsele. Doar că îți dai seama, unul la 1000 câștiga iPhone-ul, când ei îți scoteau banii, pentru că orice site de genul trebuie să iasă în profit. Asta este logic, nu te gândi tu că băgai tu 100 de euro și scoteai 1000. E clar că unul din noi poate avea noroc, dar poate niciunul. Și atunci m-am jurat câțiva și acum când am primit, nu mai știu, m-a căutat unul prin cineva, la fel, printr-un prieten YouTuber, dar nu vreau să-i dau, nu băi, dar numele, în fine. Bă, uite că vrea asta să te caute, nu mai știu ce. Eu clar nu eram cu cripto cu asta, zicea, domne, eu am un grup de Telegram prin care învăț oamenii și am zis, bă, tu ce promovezi, ce cripto? Când îi auzeam de cripto, fugeam. Păi nu, că eu nu vând cripto, eu le vând, eu învăț cursuri și ăștia. Eu oarecum mai investeam prin perioada aia și am încercat să... Băi, deci am vorbit o săptămână cu el în fiecare zi. Auzi, de aia zi și mie de asta, de aia zi și mie de asta. Ia, ce părere ai de asta? Bă, și știa fraierul, știa bine. Bă, vezi că ăsta știe ce vorbește. Și, în fine, mi-a dat banii și am pus o story, că i-am zis că mai mult nu, că el mă luase, domne, să-l promovez. Nu, i-am zis, îți fac maxim un story dacă vrei, dacă nu, mai mult. Bine. Și țin minte că am pus story-ul, au trecut 30 de minute și îmi zice cineva, vezi că l-a promovat și nu mai știu cine, nu mai știu ce youtuber mare. Așa. Și Andy Popescu parcă, și vezi că este țeapă. Mamă, instant am șters. După mi-am dat seama că era de fapt, nu știu, era rus sau ceva de genul, dar vorbea română. Dar vorbea bine română. Mamă.
Și de fapt ce că el căuta să strângă oameni în grupul de Telegram ca mai apoi să vândă grupul cumva, nu știu cum care era treaba, știi? Clar, am șters, mi-am cerut scuze și mi-a făcut cineva un video, nu știu cum a prins, că de fapt eu am promovat, nu știu ce, bă, stai puțin, am arătat conversații când am vorbit cu el mult. I-am cerut părerea despre cripto, despre asta. Și de fapt am luat-o și eu, știi? Dar și oamenii care fac clipurile astea de reacții și așa mai departe, mie mi se pare că oricum manipulează foarte mult și mint foarte mult. Că dacă nu suport ceva în lumea asta și pe platforma asta, sunt ăia care trăiesc de spatele altora, dar prin scandaluri. Exact, da. Mamă, deci când văd, bă, orice dreptate ai avea tu, nu suport când se... Când vine unul și face, domne, ia uite ce a făcut ăla, hai să-l ardem, hai să-l nenorocim, hai să-i dăm cancel. Tu te dracu de aici, păi bă, fă-ți frate un content, nu te băga tu, deci ei doar din asta trăiesc. Da, exact. Ei sunt lupii moraliști, ei nu vor, înțelegi, dar ei își freacă mâine când freacă unul, că și așa e bani. Da. Și când îi văd pe ei, eu am refuzat cu pariuri, am refuzat cu ăsta, bă, mai du-te dracu de aici. Eu n-am zis pe la nimeni, dar uite, acum o să-ți dau așa o chestie, că lumea, nu, păi da, nu știu, dar nu-mi place să vorbesc despre chestiile astea, că nu sunt genul, nu-ți dau nume. Am refuzat de la oarecum o casă de pariuri, pe lună 30.000 de euro. 30.000 de euro îi aveam garantat în fiecare lună timp de 6 luni, 180.000 de euro. Scade taxele undeva la, hai să zicem, undeva la 160.000 de euro, banii mei. Bine, hai să punem, de fapt că era cu TVA 20%, dar oricum, era o sumă frumoasă. Și am refuzat. Nu sunt jucător, nu joc. Eu, ce joc, ca orice băiat, și nu cred că e băiat în lumea asta să nu fi băgat un bilet pe la pariuri. Înainte mai jucam bine, 2-3 lei cât aveam, nu te gândi că sume. Cred că cel mai mult pe un bilet am băgat 30 de lei în viața mea. Un bilet. N-ai pus mai mult? Eu am mai pus și eu sunt prozorul. Nu, am prieteni care au pierdut zeci de mii de euro pe un bilet, adică au băgat bani. A, exagerat. Și nu sunt genul, știi? Dar dacă eu nu sunt jucător și nu folosesc treaba asta, nu-mi place, mie nu-mi place să pierd bani, înțelegi? Și e clar treaba că n-ai cum, asta este... Nu câștigi 100%, da. Păi n-ai cum să câștigi, n-ai cum să ieși. Dacă e odată, îi pierzi după. Păi asta e regulă, înțelegi? Da, adică da. N-ai cum să niciodată, trebuie să fii tâmpit să te duci în casino și să zici, domne, eu am câștigat. Sau că eu mă duc să fac bani. Niciodată, da, tu acolo te duci de fapt să te distrezi, pentru că pentru unii este o formă de a se distra, dar n-ai cum să faci bani în viața ta din așa ceva. Ălea clar sunt programate să iasă în plus. Normal, pe asta le spun și mereu, cine ar face o afacere să piardă. Hai să fac o afacere, veni să vă dau bani, nu există. Singurul lucru pe care îl fac, eu mai joc o dată pe săptămână, mai cheamă prietenii pe la poker și jucăm pe 10 lei fiecare și mai iei. A, vezi, e ilegal, nu mai spune. Nu mă joc cu prietenii. Online. Tăiați. Jucăm pe câte o bere, na. Care pierde, ia o pizza. Că noi oricum facem grătarul, înțelegi? Asta e singurul lucru, adică ce să înțelegi, dar eu nu mă apuc să condamn că ăla face, că ăla faci. N-am nicio treabă că faci. Nu mă interesează, nu mă afectează, pentru că dacă știi cum e, eu mai sunt și de părere că ok, treaba asta cu păcănele, clar voi se poate să influențați pe alții să joace. Dar oricum ăla care juca o să joace toată viața, adică nu e ca și cum că te-a văzut pe tine joacă în continuare, nu, ăla o să joace toată viața care a apucat. Am atâția cu prieteni, nu pot să le zic prieteni, pe la cunoștințe care joacă constant de bani de zile. La fel, la fel. Îi vedeam astăzi că plecau de la casino, că erau într-o zonă de unde mă duceam eu să-mi iau șaorma. Și venea el, hai să o plătesc, că am luat acum 6-7 mii de lei și a doua zi vine că m-a văzut tot acolo. Bă, mă duc și prin acasă, că mai am bani pe taxi. Jur? Deci da. Înțelegi? Da, și eu am cunoștințe la fel, că își băgau laptopuri, televizoare, hai, telefoane, probleme, o grămadă de probleme de genul. Păi am și eu cunoștințe, adică gândește că veneau pe la mine, dăm și mie ața pe telefonul ăsta care îl valora mult mai mult, dăm și mie atât, că nu mai am bani. Du-te, bă, că nu-ți dau nimic, că tu joci. M-au zis pe unul odată, că se duce în casino, de acolo și cumpără el telefon. Da, păi cât n-am. Poate prin unul. Păi dacă stai prin cazinouri, cred că te umpli de aur, de inele, de ceasuri și de telefoane. E bine să fii în alt oraș, că dacă ești în orașul tău, bine, mai ales în Craiova, mai bine. Nu, dar n-ai problemă, bine că nu fac chestiile astea, dar bine, dacă îmi vrea... telefonul înapoi. Nu, dar ți-am zis, nu judec, nu-mi place să judec, eu nu fac treaba asta pentru că se uită mai mulți tineri la mine. Uh-huh.
Dar nici eu nu joc, adică de ce să promovezi ceva? Da, am jucat înainte să mă apuc de live-uri, am jucat, am și cazi două săli de joc, de jocuri deschise. Adică, adică sunt, ce mai vorbim? Tovarășii mei sunt pe acolo, adică nu e ceva, m-am schimbat, m-am dat, nu, așa lumea asta am trăit. N-am ce să vezi, fac. Dar eu nu, eu am cunoștințe, dar nu pot să zic că nu-mi place. În primul rând, a, e frumos, ai văzut când intri în casino. Că am intrat și eu de curiozitate, de, cred că de 3 ori în viața mea. Cât a costat curiozitate? Niciun ban. A, nu? A, merge cu cineva gen? Nu, eu am prea multă, nu știu, am chestia asta și nu suport să pierd bani. Și când știu că undeva se pot pierde bani, eu, bine, nu într-un business sau o afacere. Dar când știu clar că n-am nicio șansă, n-are niciun rost, eu nu mă bag. Nu-mi place să pierd, dacă pierd, eu tremur. Adică decât să mă duc să bag 50 de lei pe care știu că pot să-i pierd acolo, îi dau unuia pe stradă și știu că ia niște bani, de fapt ăia sunt câștigați. Da. Pentru că banii au făcut ceva util, știi? Și revenind la băieții care fac reacții și așa mai departe, când a fost scandalul ăla, era, oricum mințeau foarte mult, eu am vorbit cu vreo doi care vorbeau despre subiectul respectiv. Bă, ăștia mănâncă un căcat de se sparg. Zisese la un moment dat, bă, cine intră pe link, nu știu câți bani primesc ei. Și am dat, chiar am trimis unui băiat, am trimis cam tot ce am făcut. Uite mă, frate, care a fost de fapt tot. Și zis, a, bine bro, hai că modific ce am zis în clip, nu știu ce. Dar sunt chestii aiurea, exagerează foarte mult, că asta e prostia. Bă, măcar dacă ei făceau niște clipuri corecte, constructive. Știi ce am spus eu? Niciunul din acești lingăi, că nu te așa, contactează. Nu te caută, nu zic, da. Că bă, ia fi atent că eu o să fac clipul ăsta, că eu oricum îl fac. Da. Da, uite, ia spune-mi ce ai tu de spus. Nu, ei te iau, te ard. Mint o grămadă. Mint de rup. Adică mie mi s-a după ziceau... ești nebun la cap. Bine, în fine. Și o altă chestie, uite ce am mai pățit. Am avut acum o campanie cu o casă de pariuri, dar eu nu promovam pariurile. Ei aveau un program prin care ajutau jucătorii din Liga a doua. Îi ajutau pe cei cu vârste între 18 și 25 de ani. Îi băgau într-un program de coaching, de mental coaching, îi învățau să mănânce, cum trebuie să se antreneze, cum trebuie, chestii da. Foarte bune. Eu fiind și cu fotbalul, chiar m-am nimerit. Și a fost prima mea campanie care a avut treabă cu fotbalul și m-am bucurat atât de mult că în sfârșit fotbalul, să zic așa, la cât am investit în el, mi-a dat și mie înapoi, știi? Și doi, trei, ce? Te-a asociat cu casele de pariuri? Păi, bă, prostule, dacă te-ai fi uitat, ai văzut că de fapt eu am promovat un program care ajuta jucătorii din Liga a doua. Da, da, da. Asta e chestia, nici nu au o părere și nici păi nici nu se uită. Reale, adică nu au nicio chestie. Bă, ai făcut, ai zis, ai nu știu ce. La fel în clipul, în clipurile alea cu site-ul respectiv, ziceau ziceau de faptul că ei ne-au spus bucură-te, fă, reacționează, nu știu cum. Bă, îți dai seama că până la urmă faci o reclamă și trebuie să fie entertainment, trebuie să fie ceva băi, tare. Băi frate, iau bani pentru mine, cum să mă bucur, ești nebun când eu... Bă, știi care-i treaba, toți mâncăm, toți trebuie să trăim. Acum uite, sunt la casa mea, am familie, e un copil pe drum, nu-mi permis să... Ok, nu vreau să zic că aș face orice pentru bani, pentru că uite, vezi cum ți-am zis, am refuzat oferta asta de, atenție, da. 30.000 de euro pe lună. Arată-mi un jucător în Liga 1 care e plătit cu 30.000 de euro. Nu există. Da, da, îl spun eu. Și dar totuși trebuie să am un copil acasă, trebuie să mănânce și da, el, trebuie să asta. Da, problema pe primul loc, pentru că în momentul în care ai o problemă sau dar nu dă frate nimeni ceva să de genul ăsta, ăia dă-te critică, nu o să vine zică, bă frate, bravo ție mă că nu ai făcut chestia asta, ia frate, ia de aici și mănâncă. 1000 de euro, ia să scap nu, de probleme, nu mă interesează. Stai liniștit. Ai făcut ceva, e deranjat, bă, îmi bagă clip, te critică, n-ai făcut nimic, n-au nicio treabă. Adică uite, de exemplu că te mai ajut, domne, ai promovat nu știu ce bancă, ai promovat nu știu ce chestie. Păi da frate, da uite, eu de exemplu, multă lume nu, păi, dar nu știe că eu de exemplu, uite, se mai întâmplă, uite, că mai sunt la coadă undeva și văd un om pe mai mult. Ia mă aici. Iau să mănci, iau să bea. Vine pe la mama aia să-mi vândă ceva, îi dau un 5 lei, da, un 10 fel, lei, da, sunt da. Chestii. Lu, frate meu, eu am amputat pe la piciorul, i-am cumpărat proteză. Înțelegi? Adică sunt chestii și noi avem cheltuieli. Dacă nu arătăm sau nu știu. Bine, eu sunt și genul care eu nu pot să zic, știi, că a apărut acum o modă în care a zis și el că el cheltuiește 20.000 de euro pe lună, ceea ce, îți dai seama, se prea poate, are cheltuieli, dar a venit unul și nu știu ce zicea că el dă 20.000 de euro pe muncare. A. Și mă uitam, bă, mi se pare incredibil, bine, unii, îți dai seama că este o exagerare și mă uitam, bă, dar voi știți, raportat pe la cheltuielile mele, pe eu cheltuiesc, nu știu, undeva la
cred că 1000 de euro, că eu nu cumpăr haine, eu nu suport, eu am o chestie, eu nu dau bani pe haine. În sensul că, uite, tricoul ăsta de pe mine e un tricou de 50-60 de lei. Cred că dacă e să faci acum un de la acum, cum zice? Da, cred că dacă mă adun tot cu tot cu kilos care cred că ia sunt cei mai scumpi, cred că dau 700-800 de lei. Ceva de genul, adică eu nu bag bani în haine, nu mi se pare, mi se pare cea mai proastă investiție din lumea asta să bagi bani în haine. Să dau 1000 de euro pe o pereche de Adidas, niciodată în viața asta n-aș da în viața mea mai mult de 200 de lei. Nu, scuze, de 200 de euro. Hai, 300 de euro pe o pereche de nu știu ce nebunie, da, de, da, da. Avioane. Dacă mi se pune mie. Eu nu, nu-mi place, nu suport, mi se pare o pierdere. Acum nu știu, probabil tu ai pasiunea asta, unii o au, dar eu nu am. Uite, mie îmi plac mașinile. Aici da, aș plăti poate e o anumită. Ai băgat o grămadă de bani. Cum? Ai băgat o grămadă de bani în mașină dacă ar fi. Dacă ar fi, după mintea mea, da. Dar dacă ar fi acum să amintea lui Bercică de la 18 ani. Dar bine că n-a avut bani atunci, pentru că vezi că toate au un ăsta. Acum aveam un Huracan cel puțin. Și îl vedeam pe Dorian că și-o lua, ce mă, păi numai Dorian să aibă, stai că mi-au și eu. Și chit că eu rămâneam, nu că pe zero, că n-aveam cum să rămân pe zero, dar îmi deam o bună parte din bani. Acum stau și eu mai liniștit, mai calculat, bă, stai să văd cât produc. Sau îți dai seama că acum, de fapt nu, dacă e să mă raportez, îți dai seama că primul lucru pe care îl făceam acum la venitul de acum, îmi făceam leasing direct la unul rus. Leasing, deci nu exista. Îmi făceam un leasing frumos, că mi l-am și calculat, e 5.000 pe lună. Și cât avansul? 50.000. Îți dai seama că ăsta era primul lucru pe care îl făceam. Prețul lui cât e? 300.000. Unul rus pe la 300.000. Hai, da, dai 5.000 până, da, ok. Ca plus minus, prieten, acum nu știu cât e casco, înțelegi? Voi am un prieten să-și ia Huracan și dădea 75.000 avans, okay. Avans și 3.500 pe lună. Da, păi tot pe acolo, dacă scazi, tot cam pe da, acolo. Da, el era 200.000. Dar nu mă știu, depinde. Eu am acum, făcut, depinde de acum perioadă, nu știu, depinde de multe chestii. Probabil să fie vreo 6-7.000, pentru că n-am pus taxa de leasing, n-am pus nu știu ce, care sunt chestii extra, știi? Ai făcut un calcul așa. Am făcut un calcul, am văzut cam cât ar fi, dar fără casco, fără nu știu ce, bine, probabil era undeva la 6.000. Mhm. 6.500 maxim. Dar aș fi putut, dar nu poți, frate, adică când te gândești că știi care e treaba, vrei să investești în alte chestii, ai familie, deja nu-ți mai permis, pentru că până la urmă ursul ăla niciodată nu o să-mi dea să mănânc. Doar îți mănâncă bani. Doar mănâncă bani. Seama, da. O să vină și el probabil la un moment dat, da, dar deocamdată. Da. Adică vreau să mi asigur familia mai întâi, că până la urmă am multe persoane care depind de mine, am un frate mai mic, am mama, tata bătrâni, am o mătușă care n-are pe nimeni și mare doar pe mine, care ea mi-a dat primii bani de calculator cu care m-am apucat, 2500 de lei pe care țin minte și acum, 2500 de lei, și pe el am dat 2350 de lei pe PC atunci, cu cel cu care m-am apucat să fac YouTube, și sunt persoane care depind în mod direct de mine. Trebuie să-i ajut, trebuie să înțelegi. Da, și n-am cum să fac prostii. Să iei un urs, o să-l iau probabil, dar nu acum, poate într-un an, 2, 3. Doamne ajută, cine știe. Am văzut ceva pe YouTube că ai avut și un BMW sau ai BMW, nu știu. A fost, da, ăla de moment. Ăla a fost de moment, a fost o ofertă de nerefuzat. Uite, eu am făcut o chestie la ultimele două mașini, adică 8-ul și X5, n-am mai apelat la emoții, să zic așa. Adică nu mi-am cumpărat-o că mi-am dorit-o. Bine, a 8-ul chiar s-a nimerit să mi-l doresc. S-a, nu știu cum l-am găsit și cu S-Line, mie mi s-a părut ceva wow. Dar am zis, bă, nu mă grăbesc, am stat. Nu pot să zic cât am dat pe A8, dar am plătit undeva la 60% din prețul lui, bă, da, corect, de 60% din prețul lui. Pentru că nu m-am grăbit, am așteptat, am prins o ocazie. Și la fel și cu X5, dar X5, o spun sincer, nu mi-a plăcut. L-am luat inițial când l-am văzut, am zis, bă, clar, A8-ul se duce, e X5-ul de familie de asta. Dar n-am putut nici o secundă să mă înțeleg cu mașina aia. Nu știu de ce. Nu-mi plăcea cum stau unii. Uite, am mers cu Ianis, cu Porsche, cu Ursul. Băi, mașini care au scaune fixe, adică n-au cu reglaje lombare, nu știu cum se frâng de la jumate, da. Înțelegi? Băi, și nu puteam să-mi găsesc loc în ea. Deci, efectiv, simțeam cum eu cad din ea. Deci cad din ea. Și nu știu ce s-a întâmplat și nu. Plus că nu prea trăgea, era 3 litri diesel, care pentru ea e foarte puțin. Păi, dar bine, pe și A8-ul, nu-i de familia A8-ul, e destul de mare, ce nu e ce ok? E, dar știi cum e, a mai îmbătrânit și el, a mai făcut și el kilometri. Uite, chiar astăzi aveam programare la mecanic, uitasem și l-am amânat, salut. L-am amânat că urma să vii tu și nu puteam să te țin, că îmi bate ceva pe față, nu știu, o chestie ce mă enervează, și mă duc mâine să-i schimb.
Dar A8-ul, sincer zic, bă, nu știu, a mers și cu multe mașini. Are ea ceva lider, îmi place mie cum se conduce, se conduce frumos, nu știu. Dar cum a fost trecerea de la BMW la Audi? Mișto. Da. Plusuri, minusuri, dar mai multe plusuri din punctul meu de vedere. Nu zic că BMW-ul este o mașină proastă, mi-aș cumpăra în continuare BMW, dar în momentul de față prefer Audi. Uite, dar dacă ar fi să mă întrebi, mie îmi place mai mult noul seria 7, bine, nu ăsta ultimul, ăla penultimul, ăla cu nările mari, cu farurile, da, mai așa, pe la mi l-aș lua oricând în detrimentul unui 8, pentru că 8-ul ultimul, nu mai 8-ul, adică uite, nu că ăsta e al meu, dar asta mi se pare că e cel mai frumos 8 făcut vreodată. E fioros, nu știu, e elegant, ăla parcă e prea corporate așa, nu mai 8-ul ăla de vagabonți. Înțelegi ce zic? Da, business, prea business. Dar ultimul, ăsta penultimul seria 7 îmi place maxim. Și la fel, uite, îmi place mai mult X6-le decât Q8-ul. Sunt mașini, de exemplu, îmi place mai mult Și de la Mercedes nimic? Ba da, păi oricum cred că viitoarea mașină o să fie Mercedes, da. Două variante, ori un AMG GT. O, așa, direct sport? Păi asta e că încă nu știu, ori un S-Class, ultimul model. Ăla cu navigație aici? Sau? Ăla. Uh-huh. Îmi place foarte mult, cred că, adică viitoarea mașină vreau să fie undeva la 100.000. Clar n-o să, asta aici, clar n-o să mai cumpăr mașină cash, leasing, direct, cea mai bună treabă. Ai cumpărat-o, ai dat toți banii când ți-ai luat mașină, nu? Și eu la fel, și după ce mi-am luat mașină, eu eram mândru, bă, mi-am luat mașină, că auzeam pe toți că ziceau de astea. Leasing-ul e cel mai bun, leasing da, pe da. 5 ani dacă ai firmă, pe viață, n-ai cum să dai greș. Și ții orice mașină, ești... Da, și calma, așa da. O să fac, adică nu vreau să mai investesc banii în mașini. O să-mi cumpăr probabil, încă nu știu, că eu mă și schimb mult. Eu ba o vreau pe aia, ba o vreau pe aia, dar stai că îmi place și aia. Ba acum, bă, parcă ar merge și un Cayenne, dar parcă și un AMG GT, dar parcă și un GLE, nu știu. Ce-o fi atunci, ce se ivește? Da, înainte leasing-ul oricum era privit altfel. Adică da. Tot zicea, bă, ai mașină leasing, e sărac. Da, nu, știi care problema treaba? Problema e că sunt unii care își au mașini leasing pe care nu și le permit. Da, asta clar. Ai problema, adică ai salariul de 3.000, 4.000 de lei și o mașină de, nu știu, 7.000, 9.000, 10.000 sau 10.000 de euro. Da. Și nu-ți permiți, atunci e o problemă. Uite, de exemplu, leasing-ul pe persoană fizică nu se merită niciodată, dar pe firmă e cel mai bun, e best deal. N-am făcut niciodată niciun leasing, nicio... Nici eu, dar am prieteni acum care au făcut. Și este ok, nu? Și eu au la fel la mașină. E super. Bine, pe 5 ani, deci pe mai puțin crește dobândă sau nu știu care e treaba, dar nu te avantajează. Dar pe 5 ani, dacă știi că ții mașina 5 ani sau poate faci cu un dealer și după aceea o dai înapoi, mai pui ceva și îți iei pe puțin altceva. Da, ceea da. Ce mi se pare foarte tare. Deci nu aș mai cumpăra mașină în cash. Așa poți să ai mereu mașină nouă, ultimul model, da. Apare una. Dacă depinde cum îți permiți tu și care asta, dar bine, încă nu știu ce o să-mi cumpăr. Am zis așa, poate cine știe cum stau cu finanțele atunci, știi? Și nu mai îmi iau S-Class și mi-au și da, sau poate rămân tot cu 8-ul. Bine, s-a dus X5-ul și sincer zic că cred că nu mai țin un an 8-ul, pentru că îmi pare rău să o dau, frate. Adică nu am băgat niciun bani, gândește că o am de face acum 2 ani și în afară de consumabile, ea n-a cerut niciun ban. La câți kilometri era ta? La 114.000 am luat. Acum are 149.000, nu m-am plimbat cine zice că eu nici nu, eu am multă treabă, multe locuri, dar prin oraș, nu prea, și eu prin afară, doar până la București, nu, n-am drumuri prea lungi și cum stau mai mult acasă, înțelegi, dar m-a servit bine, n-am avut treabă cu ea. Eu nu prea am avut noroc în general la mașină, acum cu ultima mașină am fost mai ok. Păi nici eu, păi gândește că în restul am băgat la bani, ele de m-am spart, gândește că în N46 am băgat încă o dată cât făcea el. Plus? În șeptar am băgat, era și vechi. În medie l-am mâncat 1100 de lei pe lună. Deci faci un calcul, l-am ținut-o 2 ani. Deci aia știu sigur că mi-am pus pe foaie toate cheltuielile. Bine, i-am făcut și îmbunătățiri, vopsit, interior, suspensie și așa mai departe. Și... Păi da, zic gen ce se strica. Da. În continuu, deci n-aveai cum da? Să te ții la aia. Deci se strica într-o parte, apărea în alta. Era un senzor, apărea celălalt și tot așa. I-am făcut eu soft, stage, tot, EGR off, catalizator off, DPF off, finală off, bă, nu mai avea nimic. Când stăteai la Mac, îi vedeai cum și erau în spatele tău, scoteau capul pe geam că eu murai.
Așa rușine n-am, așa am zis, următoarea mașină, știi, când o să mai iau diesel, nu mai anulez nimic. Cum a făcut o fabrică, așa o las. Da, da, da. Și eu am avut la fel la un BMW E90 și tot la fel îi făcuse eu. No, nu e, deci nu mai există să-mi fac treaba asta, nu mai există. Că acum e și chestia asta, oamenii zic, bă, mașinile vechi sunt mai bune, că mașinile noi sunt făcute mai prost. Dar, au... bă, chiar dacă e o mașină veche și spuneți vechi că e făcută mai bună și așa, a trecut timpul ei, s-au dus piesele, s-au dus chestiile și trebuie schimbate. S-au dus multe, s-au dus trebuie multe. Schimbate și te costă foarte mult să o faci. La, ok, ți-e una nouă, că și astea noi la fel, oricum. În mare parte, în general, mașinile oricum sunt stricăcioase. Faptul că nu prea ai băgat bani la 8, ai avut noroc. În mare parte, oamenii bă, chiar bagă da. Bani în mașini. Oarecum, adică am și riscat când am cumpărat-o, pentru că, zice, am cumpărat-o nu tocmai de la cel mai, cum spune ție, cel mai okay vânzător pe care ai putea să-l vezi. A fost un risc pe care mi l-am asumat. Că mașina putea să fie furată, putea să n-aibă fiscal. Nu, putea să... în Columbia. Nu, îți dai seama, am căutat-o, bă. Am căutat-o, țac, 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 văd, n-are accidente, am dus-o la reprezentanță. Avea o daună de 3000 de lei pe bara din față, care gândește că doar bara față, fără niciun accesoriu. Deci fără grilă, fără nimic, e 2000 de euro. Mamă. Bara. Ok. Deci pentru ea a fost doar o revopsire, ceva. Da. În rest mă uitam, kilometri reali. Am tot istoricul ei, deci știu de unde a plecat mașina. Păi și era de la om sau de la... Pe de la om am luat-o. Deci mașina a fost cumpărată în 2017, în ianuarie a fost înmatriculată prima dată. Din Belgia, a fost plătită 120 și ceva de mii de euro. Din Belgia, cash. Ăla a ținut-o vreo 24-25 de mii de kilometri, după care mașina a ajuns în România, în Brașov, unde în 2019, aproape de 2020, a fost pusă la vânzare cu 42.500 de euro. Și eu am cumpărat-o în 2021 vara. Nu zic prețul, dar oricum am cumpărat-o mult mai ieftin. Mult mai ieftin. Mamă, ai învățat tot istoricul, vă dărăt. Da, păi știu tot. Știu știu groapă, în orice groapă ai dat. Deci mașina, băi, și din cauza asta, uite, vezi că s-a dovedit că a fost o mașină bună, n-am băgat niciun bani. Deci eu știu câți kilometri a avut de la fiecare la fiecare. Gândește că a plecat la 20 ceva de mii de kilometri din Belgia, a ajuns în România, a mai făcut încă vreo 20 ceva de mii, iar cel de la care a cumpărat-o, el a stat pe lângă Craiova la 70-80 de kilometri, venea zilnic în oraș și a făcut într-un an și ceva 70 de mii cu ea. Dar ce m-a bucurat, pentru că multă lume nu știe. Ei se uită la o mașină pe la kilometri, nu e adevărat. Cel mai mult la o mașină contează orele de funcționare, că degeaba avea asta 50.000 de kilometri dacă erau făcuți în București. În traficul ăla de ora 12 sau. Da, 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 înțelegi? Da. Așa pe autostradă, drumul lung, e super ok. Îți pot arăta o Skoda acum care are din 2016 are 500.000 de kilometri. Nu, 600.000 acum. Și mașina n-a avut în viața o intervenție pe motor. Nu, doar a fost a avut serviciul exact când a trebuit. Ulei, cutie, în motor. De unde? Pe distribuție. Din București sau de unde? Nu, din Craiova. Dar mașina a mers foarte mult. Deci mașina de drumul lung, chestii ca lumea. Lungi prin țară. Dar mașina, dacă vezi cum arată, zici că n-are mai mult de 200.000. Păi deci dacă dai înapoi, dai înapoi, vezi ca lumea. N-are nimeni cum să-și dea seama. Doar unul care știe, prea bineînțeles. Nu a avut unul accidente. Care folosește car vertical și barcodul Marius Cătălin. Eu. Și eu am folosit la toate mașinile. Car vertical, nu? Păi da, și eu, nu zic că da. E cel mai, uite, că la așteptar nu mi-a dat nimic. Dar la 8, păi mi-a dat tot. Și păi n-am un parteneriat, pe ei niciodată n-am avut un parteneriat cu ei. Dar efectiv, nu? Niciodată nu. Am folosit, păi asta e la 8. Că eu oricum o să mă duc la Audi. Dar vreau să văd că, băi, în minus n-am cum să ies. Adică n-are cum să-mi zică, bă, vezi că a fost lovită, de aia de fapt nu a fost lovită. Da, nu ți apare, n-are cum. Poate să-i fost lovită și să nu apară, dar ceva, tot aflu eu. Și ce am aflat, mi s-a confirmat la Audi, la reprezentanță. Bine, de fapt la Volkswagen, n-avem în Craiova Audi, avem Volkswagen care e tot aia. Vreți să mâncăm un burger ceva? Merge. Ar merge, da. De care s-o survezi? Chili? Nu știu. Eu vreau chili. Nu, să nu fii picant. Tu ianis? Nu e. Mă mai întreabă oameni, domne, câți bani faci din YouTube? Bă, eu sincer nu știu câți bani fac. Ce să zic, că noi facem bani din campanie, dar acum ai, bă, dar luna asta e mai mult, luna viitoare e mai puțin. Abar n-am, nu știu cât îmi intră. Că știi care e treaba? Eu fac acum campania, dar până văd eu banii, faci factură, până ți intră, nu știi, abar n-ai, nu.
N-am o evidență. Durează, da. Dar cel mai important este că plătim taxe și că sunt bani făcuți legal, că oamenii au impresia. Dacă că... deci știi care e treaba, că ne mai jură oamenii. Bă, dacă știi câte taxe plătesc. Mamă. Fii atent, ca să-ți dau asta. Știi că plătești cu taxe? La stat așa, plătesc undeva la în medie minim în momentul de față, cred că undeva la 2000 de euro pe lună. 2000 de euro pe lună. Taxe cu tot cu gen fără salarii, gen taxele de la angajați. Taxele pe impozitul pe profit. Pe impozitul ăla e 1%. Păi da, ăla e 1%, dar ai după aceea vine și gândește-te dările de la angajați. O dată am 5500, o dată nu, am 4000 și ceva cu încă 2000. Deci sunt 6000 din start în fiecare lună plus 1% plus impozitul pe dividende e 8%. Deci dacă stai să facem așa un calcul. Da, dividendele bă, mă moare și nu știu. Păi de asta e bine să ai cheltuieli. Dar în fine, asta zic, adică e oamenii nu știu. Dar gândește, tu cât e bine. Tu cât plătești ca un angajat în România? Că tu dacă muncești pe 3000 de lei, tu plătești undeva la 1200. Sau angajatorul, de fapt, că tu da, nu plătești. Da. Dar eu plătesc direct, adică eu da, ok, fac și bani. Dar și dau la stat 2000 de euro în fiecare lună, adică dau 10.000 de lei în fiecare lună, eu îi dau la stat. Sunt undeva la 20 și ceva de mii de euro pe an. Da, da. Pe care îi dau la stat. Da, și oricum. Banca le ajută pe la buget. Și eu nu fraudez, adică nu fac. Pe la da, ai contracte numai în țară tu? N-ai și contracte în afară, că dacă ai că mai și cu TVA-ul și la fel trebuie de da, două, trei contracte am prin afară, dar mare parte în România. Și am pe toți în afară, pe toți, n-am TVA. Și gândește-te că am 2-3 în afară, restul sunt doar din România. Și gândește-te că bine, nu mai pun și contabilă plătită și da, bine, aia nu e mare brânză, știi. Da, da. Dar în fine, sunt cheltuieli și noi plătim de bani care ajută și, da. Și ideea este, gândește-te în felul următor. Eu nici n-am cum să fraudez statul, că multă lume ar crede. Păi lasă, că sigur mai faceți voi vreo măgărie. Păi nici să vreau și nu pot. Eu nu pun, eu în viața mea nu am pus mâna pe bani la un deal sau la ceva. Da, și că eu n-am cum, că eu lucrez direct bancar, contract, factură. Prin bancă, n-ai cum să pui tu mâna pe bani. Pe stradă cu da, hai să dau banii, hai că-ți dau pe factură 200 de euro și restul îi trag eu pe dreapta. N-ai cum niciodată în viața asta, eu n-am cum să fac fraude sau ăștia. Că de asta eu nici n-am auzit de vreun YouTuber care a avut control de la noi, habar n-am. Ah, am auzit, bă, da, am mai avut controle. Nu, zic, păi da, pe firmă, las așa, zic controle, că n-are ce să te controleze, păi da, pentru că tu ai totul, e totul atât de transparent, ei poate să vadă, băi, cât a încasat, totul online, cât a plătit. Tot, da. E simplu, nu e magazin, nu e chioșc să vedem dacă dă bun. Da, da, da. E tot simplă online. Treaba, e foarte factură, simplă. Factură, încasare, când dă ceva bine aia e. Păi da. Dar în fiecare zi când plătesc taxele am așa mă tristețe. Da, nu, n-am. Deci mie îmi place cu banii din firmă, e cel mai bun lucru. Parcă nici nu stai mic, cheltuiesc din ei, îmi cumpăr. Păi când bag și motorină, când îmi cumpăr câte ceva pentru calculator, mă uit să iau cei mai bun. Păi stai bă puțin. Deci parcă dau cam de la altul, știi, nu. Dar nici nu te simți așa bogat când ai bani în mână, că e gen păcat. Da, nu e ca și cum e. Eu am acolo și parcă nu sunt. Dacă sunt ai altuia. Nu știu, 10.000, 20.000 de lei de la bancă, zic, bă, mamă, cu bani, da, acolo, cât știi? Da. Așa pe care nu nici nu simți 10.000, 20.000 de lei. Trec. Pleacă așa rapid, da, oricum, da. Da, băieți, și cam atât a fost cu acest vlog. Mergem să mâncăm un burger puternic de aici, din Craiova. Cel mai bun. Îți recomand acum cel mai bun burger pe care poți să mănânci în Craiova. Apoi o să vin aici special. Fii atent, burger. Dacă îți place, așa? Îl pui și tu pe story. Dacă nu, nu. Ai colaborare cu ei ceva? Nu, e a unui prieten. Ah, ok. Dar eu zic oricum, dacă e prietenul tău. Dar eu zic, de fapt, dacă îți place, deci doar dacă îți place, îl pui. Dacă nu, nu. Bine, ok. Simplu. Ok, hai să vedem cum sunt. Și cam atât a fost cu vlogul. Nu uitați să vă abonați și la Bercea și să apăsați pe clopoțel neapărat, că și el a fost acolo lângă mine când a fost nevoie fără să-i cer. Eu nu m-am indicat minte, adică tu poți acum să zici pe la vrăjeală să mă umfli, dar abar n-am. Nu, nu, păi îmi țin minte că ai fost printre singuri oricum, că n-ai... Da, păi țin minte că și la Epic Short i-am făcut, uite că mi-am lăsat acum aminte, atunci când i-au închis lui canalul. De aia, știi, când cel s-a dus pe pulă. Dar săracul de el, nu vreau să-i imaginez ce e în sufletul atunci. Am avut toată două strike-uri, mamă, am fost în depresie. Și am avut canalul închis. Ce mai vorbim, frate, e munca putem, ta, sunt da, amintirile da. Tale acolo, amintiri vii, cum le zic eu. Da, nu mai venea să mai fac nimic, mai aveam chef. Clar.
Mai ales acum oricum, la cum recomandă YouTube clipurile, dacă te mai apuci acum e greu. Da, e n-ai nicio șansă. Acum să te apuci de TikTok, de ăștia, că eu asta le zic. Nu te-ai apucat tu de YouTube, că e... Și la business, fă-ți promovare pe TikTok, e bubuie acolo lejer. E cel mai bine, nu te apuci să... Și gratis. Păi da. Deci cam atât a fost cu vlogul, vă pupăm și ne vedem foarte curând cu un nou clip. Pa, pa!